Încă o dată vă spun pacea Domnului. Și bine ați venit celor care astăzi ați venit pentru prima oară la biserică, poate după o perioadă mai lungă, bine ați revenit celor care ați fost și sabatul trecut. Spun un bun venit oaspeților noștri, celor care poate sunt pentru prima oară în biserica noastră sau celor care nu sunt membri. De oriunde sunteți, fiți bineveniți în Grenel, pentru că Grenel este și casa dumneavoastră, și biserica dumneavoastră. De fapt, începând din luna septembrie, am lansat această campanie misionară intitulată Grenel, o viață nouă. Iar motoul, iar titlul, de fapt, viziunea pentru a ceea ce vrem să realizăm în anul acesta este următorul. Suntem și facem ucenici ai lui Iisus Hristos, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind oamenii, trăind autentic. Săptămâna trecută am vorbit despre faptul că biserica este o familie. Și când vorbesc de o familie, vorbesc atât la modul fizic, toți suntem o familie, suntem frați și surori în Domnul, dar în același timp vorbesc și din punct de vedere spiritual. Pentru că într-o familie există atât bebeluși, cât și copii, cât și adolescenți, cât și părinți. Fiecare persoană, în drumul său de creștere spirituală, va trece printr-una din aceste etape. În primul rând, nu este născut. Este nenăscut. Sunt acele persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Acele persoane care nici nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Chiar dacă au auzit că există Iisus Hristos, că există Dumnezeu, ele cred că lucrul acesta este pentru cei slabi sau că este o totală nebunie. Oameni care nici nu vor să aibă de-a face nici cu Dumnezeu, nici cu religia și își văd de drumul lor. Ei sunt nenăscuți. Dar la un moment dat în drumul lor îl întâlnesc pe Iisus Hristos și atunci are loc ceea ce noi spunem nașterea din nou. Și cei care frecventează Biserica Grenel în mod obișnuit, sabat de sabat, considerăm că la un moment dat în traseul vieții lor l-au întâlnit pe Iisus Hristos. Și în viața lor a avut loc această naștere din nou. Și odată ce te-ai născut, vei începe să parcurgi aceste etape ale creșterii spirituale. Fie ești un bebeluș, fie ești un copil, fie ești un adolescent, fie ești un părinte. Dar atenție, în viața spirituală, timpul nu asigură maturitatea. Nu poți să spui, eu sunt botezat de 30 de ani. Acesta nu este un semn că tu ești un părinte spiritual. Din păcate, în viața spirituală poți să ai 50 de ani de credință și tot să fii un bebeluș, să nu fi depășit niciodată această situație. De asemenea, există posibilitatea ca să fii botezat și să ajungi să fii chiar mort din punct de vedere spiritual. Etapele acestea, sau dacă odată ai ajuns, să zic, în etapa de a fi un părinte spiritual, nimic nu-ți garantează că nu vei ajunge din nou un bebeluș din punct de vedere spiritual. Și săptămâna trecută am vorbit puțin despre ceea ce caracterizează fiecare etapă. Cei morți spiritual sunt necredincioși, sunt rebeli. Ei nu cred în Biblie, nu cred în Dumnezeu, acuză, da? Sunt revoltați împotriva tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Bebelușii sunt cei care s-au născut din nou, care la un moment dat în drumul lor s-au întâlnit cu Iisus Hristos, au descoperit dragostea Lui și au fost născuți din nou. A spus, Doamne, Te iubesc, ești minunat, cred în Tine.
Dar ei sunt ignoranți, sunt confuzi, sunt dependenți. L-am văzut acum câteva clipe în fața noastră pe Marc. Marc nu se poate descurca singur în lumea de astăzi. Are nevoie de părinți, are nevoie de adulți care să-l hrănească, care să-l ocrotească, care să-l educe, să crească. La fel sunt și bebelușii din punct de vedere spiritual. Ei au nevoie de această ocrotire. Apoi sunt copiii sunt foarte egoiști. Totul se învârte în jurul lor. Mașinuțele sunt ale mele, jucăriile sunt ale mele, vreau cât mai multe dulciuri, vreau ca mama și tata să-mi acorde toată atenția lor. În același timp așteaptă, da? Ei cred că totul se învârte în jurul lor, dar sunt interdependenți. Încep să facă unele lucruri singuri, dar au nevoie în continuare de părinți spirituali și de părinți. Apoi există adolescenții, sunt cei care sunt preocupați și orientați pe slujire, care sunt pasionați, care sunt centrați pe Dumnezeu, centrați pe alții, preocupați de misiune, dar cu o înțelegere incompletă. Dar ei sunt deja independenți, mănâncă singuri, unul dintre ei poate să-și spele hainele singur, poate să calce, s-ar descurca în lumea aceasta dacă ei lăsați singuri. Și bineînțeles, avem părinții care sunt strategici, care au mentalitatea de a se reproduce, care se hrănesc singuri și din punct de vedere spiritual sunt orientați pe misiune, orientați pe echipă și demni de încredere. Mi-a plăcut că la sfârșitul predicii au fost câteva persoane care au venit și mi-au spus: eu cred că mă aflu acolo. Și sunt sigur că fiecare dintre voi aveți o idee unde vă aflați, din punct de vedere spiritual. Bineînțeles, uneori ne putem înșela. Ne putem înșela în două feluri. Sunt oameni care cred că sunt părinți spirituali când ei sunt doar niște copii și alți oameni care cred că sunt copii din punct de vedere spiritual când ei de fapt au ajuns și sunt părinți. E adevărat că putem întotdeauna să definim mai bine unde ne aflăm, dar dacă a sta de vorbă cu tine, într-un mod sincer, deschis, și ne-am face autoanaliza, eu în dreptul meu, tu în dreptul tău, nu-mi spune acum cu voce tare, dar unde te afla? Și sper că fiecare dintre dumneavoastră găsiți un cadran din punct de vedere spiritual în care sunteți. De ce este important să știu unde mă aflu? Pentru că în lucrurile spirituale, dacă nu există intenție, nu există creștere. Așa se întâmplă cu omul. Pune apă unei plante și ea va atinge potențialul ei maxim. Hrănește un animal și el va crește. Dar oamenii au o capacitate incredibilă și anume, deși le dai și mâncare, și hrană, și aer, și apă, și tot ceea ce este nevoie, ei chiar dacă cresc din punct de vedere fizic, la un moment dat pot să spună stop. Nu vreau să mai cresc din punct de vedere al potențialului meu, al calităților. La fel se întâmplă și în viața de credință. Chiar dacă ai totul asigurat, poți la un moment dat să spui stop. Creșterea, dragii mei, atât în viața personală cât și în viața spirituală, înseamnă intenție. Ia să mă întreb pe cei trei tineri de aici, pe care să-l iau. Steven, ce vrei, pe cel din mijloc? Ce vrei să te faci după ce termini facultatea? Inginer. Da? Vreau să devin inginer. Și ce faci pentru asta? Toată ziua, dacă ai venit și mi-ai spune, toată ziua mă duc acasă și de dimineață până seara stau numai pe jocuri. Dar
să știi, frate pastor, că iau toate manualele de la școală, le pun sub pernă și când dorm o să-mi intre în minte și peste 5 ani sau 4 ani sau 3 ani, nu știu câți ani se fac la școală, voi deveni un renumit inginer. Vei avea șansă să fii inginer? Nicio șansă. Din contră, pentru a deveni inginer este nevoie să muncești, să mergi la facultate, să iei examenele și cu cât ești mai serios, cu cât citești mai mult, cu cât depui mai mult efort, cu atât rezultatele vor fi mai mari. La fel este și în viața spirituală. Nu este suficient să spui, eu vreau să cresc în relația mea cu Iisus Hristos. Eu am intenția. Dar în rest fac ce vreau. Să citesc Biblia, dar de ce să citesc Biblia? O pun sub perna acolo, că o să-mi intre în cap. Să merg la biserică. De ce să merg la biserică? Să fac parte dintr-un grup mic. Ah, ce-i și asta? Eu, dacă l-am acceptat pe Iisus Hristos, dacă m-am născut din punct de vedere spiritual, cumva o să ajung și matur din punct de vedere spiritual. Da, atenție, n-are de-a face poate cu mântuirea. Deși vom citi imediat din 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 5 până la versetul 9 și sabatul viitor vom continua și vom vedea că totuși, chiar dacă unele persoane n-au ajuns acolo unde trebuie, vor fi mântuite, dar vor fi mântuite ca prin foc, spune Pavel. Dar este atât de important să îți propui să crești. Veniți să deschidem Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 3, și vom citi de la versetul 5. Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Dacă data trecută am vorbit despre faptul că biserica este o familie, de data aceasta descoperim o nouă imagine și anume biserica este ogorul lui Dumnezeu, iar ținta este producerea roadelor. Vedeți această imagine? Nu contează cine sădește, nu contează cine îngrijește. Dumnezeu este cel care ocrotește, Dumnezeu este cel care conduce tot acest proces, dar ceea ce este important este planta crește sau rămâne la același stadiu. În viața spirituală, dragul meu prieten, trebuie să ne adresăm o întrebare, dacă vrem să fim autentici, cresc eu din punct de vedere spiritual sau rămân la același stadiu? Câți dintre noi, ce frumoasă a fost predica de aseară, nu? La teorie toți suntem experți, dar practica ne omoară. Și mă întreb oare câți dintre noi nu știm teoria pe din afară, deși din ce în ce mai mulți oameni au lacune și la teorie, și la practică am fi totuși corigenți. Adică ne credem părinți, dar în realitate nu suntem decât niște bebeluși din punct de vedere spiritual. Cresc. Biserica este nu doar o familie și aș vrea să avem și această imagine a unui ogor. Un om mort din punct de vedere spiritual este un om care nu-L are pe Dumnezeu deloc. Se naște spiritual și ajunge să fie părinte și la un moment dat un părinte, asemenea lui Pavel, poate să strige și să spună nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Chemarea noastră este de a merge și de a face ucenici. Recitesc Matei 28, 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.
și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Mergi și fă ucenici. Biserica Grenell. Suntem ucenici care fac ucenici. Ce este un ucenic? Sper că vă mai aduceți aminte, am discutat la un moment dat pe tema aceasta, doar vreau să vă readuc în atenție capitolul din Marcu 4 cu versetul 19. Matei, capitolul 4 cu versetul 19. Dacă vrei să știi ce este ucenic, este însăși chemarea pe care Mântuitorul le adresează atunci când a chemat primii ucenici. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. În primul rând este o chemare, vino după mine. Un ucenic este cel care a primit o chemare. Dă-mi voie, dragul meu prieten, să te întreb, ai primit această chemare de la Domnul Iisus Hristos? Te-ai întâlnit cu El în viața ta, indiferent de vârsta pe care o ai, vreau să spun că Iisus Hristos vrea să te întâlnească. Și când te întâlnește, pentru că ține la tine, pentru că vrea ca tu să te dezvolți, pentru că vrea ca tu să crești, pentru că vrea ca tu să-ți atingi potențialul tău maxim, pentru că vrea să faci o diferență în lumea aceasta, pentru că vrea să fie cu tine o veșnicie, îți spune, dragul meu prieten, vino după mine. Urmează-mă. Ai primit această invitație? E prima etapă, invitația. Mergi după Iisus. Al doilea pas este și te voi face. Este vorba de acest proces al creșterii în care Dumnezeu te face, te ajută să te dezvolți din punct de vedere mental, fizic și spiritual. Te ajută să te apropii din ce în ce mai mult de El, să schimbi stilul de viață pentru a trăi din ce în ce mai sănătos și îți dezvoltă mintea pentru a gândi din ce în ce mai bine. Este această creștere, această dezvoltare și spune nu doar că te voi face, dar te voi face pescari de oameni, adică vreau să te implic în misiune. Când Iisus Hristos va reveni, și s-ar putea să vă șocheze această afirmație, El nu o să caute creștini. Repet, când Iisus Hristos va reveni, El nu o să caute creștini. Pentru că astăzi termenul de creștin e atât de diluat. Sunt cei care spun creștini, dar care în realitate se comportă exact ca ceilalți. Sunt acei oameni care transformă la un moment dat biserica într-un club social pentru că se simt bine. Eu sunt creștin. Mai pui poate pe Instagram câte un text din Biblie, mai îți lipești câte un acțipil cu un pește pe mașină, mai porți aplicația, mai descarci aplicația Bibliei pe telefon și o mai apelezi din când în când. Eu sunt creștin. Dumnezeu nu le-a spus, duceți-vă și faceți creștini. Duceți-vă și faceți ucenici. Și dați-mi voie să spun că atunci când Iisus Hristos va reveni, El va căuta ucenici. Imaginează-ți că astăzi, în momentele următoare, intră Iisus Hristos pe ușă și spune, Manu, ia loc, vreau să adresez un cuvânt bisericii Grenell. Și spune, toți ucenicii autentici să vină în față. Câți am avea curajul să ne ridicăm? Sunt sigur că în biserică există ucenici.
Dar oare câți? Și nu mă interesează dacă cei din dreapta sau cei din stânga sau cei de la cor sunt ucenici. Ceea ce mă interesează și ceea ce vreau să mă întreb este, Doamne, sunt eu ucenic? Există, din păcate, am deturnat oarecum chemarea noastră. Noi botezăm oameni, dacă îi mai botezăm, și apoi îi lăsăm să crească singuri. E ca și cum familia Radu ar fi făcut copilul și ar fi spus, ei bine, noi l-am făcut, partea cea mai grea a trecut, de acum, hai, dă-i drumul, crește. Ce s-ar fi întâmplat? Cam asta facem noi în biserică, da? Noi depunem eforturi, campanii de evangelizare, mai știu eu ce, să-i botezăm. Dacă i-am botezat, plecăm liniștiți. Atenție, botezul este doar începutul unui drum. Chemarea noastră este să facem ucenici. S-ar putea ca acesta să fie motivul pentru care mulți din biserică nu sunt încă ucenici. Pentru că nu au avut părinți spirituali. Mi-aduc aminte că una din cele mai mari drame ce le-am trăit în perioada liceului este că mă uitam la adulții de atunci și spuneau, vreau și eu să caut un model. Poate și din cauza că am trecut fără tată, mi-a lipsit un model masculin și căutam și zic în dreapta și stânga, vreau și eu să văd un om și să devin într-o zi ca el. Și una dintre cele mai mari crize ale adolescenței a fost că nu găseam omul. Dacă, uitați-vă câți copii avem în biserică. Oare câți dintre ei se uită în biserică și spun, băi, uite, îmi place de sora aceea, de femeia aceea. E ca o mamă pentru mine. Uite, așa vreau și eu să ajung într-o zi. Sau câți dintre ei nu se uită în biserică și spun la oameni, băi, uite, îmi place de fratele acela. E omul lui Dumnezeu. Vreți să știți ce spun tinerii? Luați-vă 5 minute, stați de vorbă cu ei și întrebați-i cam ce părere au despre adulți. Câți ucenici ar găsi Iisus Hristos? Autentici. Există, dragii mei, dă-i pasul următor, problema reală nu este unde te afli. Ce a fost, a fost, nu mai putem schimba. Ceea ce vreau să te provoc este ce vei face? Care-i pasul următor? Și poate te întrebi, ok, eu sunt un bebeluș din punct de vedere spiritual, care-i pasul următor? Și mă uit acum câți tineri avem aici, pentru că mulți tineri poate doar l-au întâlnit pe Iisus Hristos și spun, eu sunt încă un bebeluș spiritual, nu știu nimic din Biblie, poate nici nu știu cine a fost Iosif foarte bine, că îl încurc cu Daniel. Amândoi au fost într-o groapă. Una era cu lei, alta goală. Dar vreau să cresc. Poate că ești un copil. Cum să fac să trec de la o etapă la alta? Și am spus primul lucru, împrietenește-te cu Dumnezeu. Dacă ești bebeluș și ești doar la începutul drumului cu Dumnezeu, știi cine este Iisus Hristos, dar încă nu îl cunoști, ce trebuie să faci? Împrietenește-te cu Dumnezeu. Află mai multe despre Dumnezeu, despre ceea ce își cere, studiază Biblia, petrece timp cu membrii familiei Lui, împrietenește-te cu Dumnezeu. Dacă ai crescut și ai devenit un copil, fă pasul 2, conectează-te cu familia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, cea mai bună conexiune o putem avea în grupele mici. Începând cu luna
octombrie, va fi o lună de foc. Aș vrea să chem din nou liderii să iasă în față și să mergem mai departe cu acele grupe mici, de data aceasta din punct de vedere fizic. Ați văzut, chiar la azi dimineață îmi spuneau câțiva, citind știrile de ieri, sunt zone în Franța unde întâlnirile publice, mai mult de 10 persoane, sunt interzise. Probabil știți, Israelul deja este din nou în carantină totală pentru 2 sau 3 săptămâni. 3 săptămâni. Nu știm ce va fi în Franța. Dar probabil că în curând vom putea să ne întâlnim doar în grupe de 10 persoane. Puterea unei familii stă în a petrece timp împreună. Și începând de luna viitoare vom merge în această direcție. Conectează-te cu familia făcând parte dintr-o grupă mică. Și o să vă invit, dragii mei, să faceți parte dintr-o grupă mică, indiferent de vârsta voastră. Apoi, dacă ești un adolescent, instruiește-te pentru misiune. Și știu că liderii grupelor îmi vor spune, dar noi nu suntem pregătiți. Am încercat înainte de vacanță să încercăm o instruire, dar mi-am dat seama că nu o putem duce până la capăt, pentru că mulți eram plecați, când te gândești la vacanță, te gândești la vacanță. Dar mi-am mai dat seama de un lucru, și anume că instruirea teoretică fără practică egal cu zero. E bună, dar nu te ajută prea mult. Așa că vrem să lucrăm cu lideri care au această dorință și să ajutăm să crească. Și dacă ești un părinte spiritual, fă ucenici. Un părinte spiritual nu are nevoie ca să-i spună pastorul ce să facă. El ia inițiativă. Bineînțeles, conlucrăm împreună. Mergem în aceeași direcție, dar este un părinte se hrănește singur. În ce etapă te afli? Și vreau să te întreb care este pasul următor. Și vreau să încă o dată să repet aceste lucruri concrete. Să nu doar să vorbim aiurea. Dacă ești un bebeluș, împrietenește-te cu Dumnezeu. De aceea, în fiecare miercuri seara, pe Zoom, ca nimeni să n-aibă scuză că nu pot să mă deplasez, că pot așa, vom reîncepe o întâlnire specială, dar pentru cei care vor să cunoască mai mult despre Dumnezeu. Un fel de pregătire pentru botez, la care pot să participe și membrii și nemembrii. Da? Vom dezbate, îl vom cunoaște împreună pe Iisus Hristos. Așa că dacă simți, uite, eu vreau să știu mai multe despre Iisus Hristos, vreau să crezi că e prima etapă, înscrie-te la acea clasă. Poți să-mi spui acum, la sfârșitul serviciului divin, poți să-mi trimiți un mesaj pe WhatsApp, pe telefonul mobil, pe Facebook, pe Instagram, pe tot ce vrei tu, trimite un mesaj și eu te voi înscrie în această clasă specială. Dar trebuie să te înscrii, pentru că nu va fi liber, adică toată lumea participă. Nu, vrem să știm cine sau cu cine pornim la drum în această clasă spirituală. 2. Spuneam, vrem să începem cu grupele mici. Și în luna octombrie va fi luna în care, în mod special, ne vom ocupa de formarea grupelor mici. Și invit întreaga familie să faceți parte dintr-o grupă mică, să vă înscrieți într-o grupă mică. De fapt, știți care este realitatea? Deja voi sunteți într-o grupă mică. Pentru că dacă sun sâmbătă seara pe cineva sau duminică și zic, ce faci? A, păi uite, sunt aici cu tare și cu tare și am ieșit la o pizza, la un parc, au venit la mine. Deja există oarecare grupă mică, un oarecare atașament deja natural. Aceea e familia ta. Faci parte dintr-o grupă mică. Dar trebuie să ai și intenția ca nu doar să ne întâlnim, să ne simțim bine, ci să și creștem împreună din punct de vedere spiritual. A te simți bine e important și este doar prima etapă, urmează a doua. A treilea lucru, instruiește-te pentru misiune. Și aici fac un apel.
Dumnezeu te cheamă să te implici. Vom lucra mai mult, vom vorbi mai multe despre lucrul acesta sâmbătă viitoare. Dar Dumnezeu te cheamă să te implici. Roagă-L, Doamne, ai nevoie de mine? Și fie să spui și tu, iată-mă, trimite-mă. Și dacă ai instruirea necesară și vrei să slujești, slujește. Nu există nicio scuză pentru a nu sluji. Ce contează cine a sădit, cine a udat? Noi punem acum semințele. Probabil, mai mult ca sigur, vor fi alții care vor uda. Și poate că vor fi alții care se vor bucura de roade. Dar, dragii mei, această criză este o oportunitate extraordinară pentru biserica noastră să facă ceva deosebit. Dacă noi formăm și o bază, niște principii, dacă înțelegem că trebuie să trăim frumos, diferit, vom schimba ceva în familia noastră, în biserica noastră, în Paris și, de ce nu, în lumea întreagă. Nu contează cine sădește, nu contează cine udă, ci Dumnezeu este Cel care face să crească. Amin.